Bine ați revenit, dragi prieteni, la Farfuria Veselă! Astăzi voi pregăti strudel cu mere, o rețetă pe care vă invit să o urmăriți chiar acum. Pentru rețeta de astăzi voi avea nevoie de 400 de grame de făină, o jumătate de linguriță de sare, o linguriță de oțet, 250 de ml de apă, puțin ulei, făină pentru presărat și o față de masă pe care o folosim în general numai pentru pregătirea acestui aluat de strudel, pentru că este un aluat care se întinde pe fața de masă. Încep pregătirea aluatului amestecând ingredientele uscate, și anume făina cernută, sarea, voi începe să adaug treptat apă. Dar și oțetul. Voi pune și 3 linguri de ulei. Și voi mai pune câte o lingură de apă până când se va încorpora foarte bine toată făina. Voi începe să frământ cu mâna. Până când aluatul nu se va mai lipi de mâini. Și luăm, îl trântim, îl zăpăcim până când nu se va lipi de mâini și va căpăta exact consistența dorită. Totuși la mine parcă ar trebui să mai pun o lingură de făină, este mult prea lipicios. Frământ aluatul pe blatul de lucru. Dacă cumva se lipește de mâini, mai punem ulei, câte o lingură de ulei. Și îl frământăm foarte, foarte bine. Vedeți că are o consistență foarte moale. Și-l și trântim cum începe să se lipească. Punem un strop de ulei pe mâini și îl luăm din nou la frământat. Cel puțin un sfert de oră lucrăm aluatul la modul acesta.
Acesta este aluatul pregătit. Dacă cumva este mult prea lipicios, mai adăugați câte o lingură, două de făină. Vedeți că el acum nu se mai lipește de mâini. L-am frământat foarte bine. L-am trântit de masă cam de 100 de ori pentru a căpăta exact consistența dorită de mine. Este moale, foarte elastic, ca o plastilină. L-am trântit la modul ăsta de masă, cam așa. Arată foarte, foarte drăguț. Am aici un castron pe care l-am uns cu puțin ulei. Voi pune aluatul aici. Îl un puțin deasupra, de asemenea, cu ulei și îl lăsăm să se odihnească cel puțin o jumătate de oră. Pentru a umple strudelul voi folosi mere, 4-5 mere, mai acrișoare și mai tari ca și textură, o lingură de scorțișoară, 70 de grame de pesmet, puțină zeamă de lămâie, cam de la o jumătate de lămâie, 150 de grame de zahăr, 2 linguri de pesmet, 2 linguri de stafide pe care le voi hidrata în esență de rom, un cubuleț de unt de 50-60 de grame și câteva nuci pe care le vom toca mărunt. Pregătim umplutura cât aluatul va sta să se odihnească și voi pune stafidele împreună cu esența de rom să se hidrateze foarte bine. Într-o tigaie voi pune untul să se topească, apoi voi pune pesmetul. Și îl voi lăsa până când va căpăta o culoare aurie. Pesmetul este gata, îl voi lăsa acum să se răcească. Merele le-am spălat foarte bine, le-am curățat de coajă și de căsuța cu semințe și le-am tăiat felii foarte subțiri, pe care le-am stropit cu zeamă de lămâie pentru a nu se oxida. Peste aceste mere voi pune nucile pe care le-am tocat cu cuțitul, grișul care va mai absorbi din zeama lăsată de mere, zahărul, și stafidele hidratate în esență de rom. Și le pun cu tot cu esență de rom. Amestecăm bine totul. Și le voi lăsa deoparte. Pesmetul pe care l-am rumenit în unt și l-am lăsat să se răcească, îl voi amesteca cu scorțișoara. Aceasta este fața de masă pe care eu o voi folosi. Este o față de masă mai veche, care s-a mai pătat și pe care nu o mai folosim pur și simplu ca față de masă, ci doar pentru a pregăti aceste strudele sau plăcinte cu aluat întins. Pudrez acum toată suprafața mesei cu făină. Aluatul a stat mai bine de jumătate de oră și s-a odihnit. Presar făină și peste aluat. Și cu ajutorul sucitorului l-am așezat, după cum vedeți, aluatul chiar în centrul mesei. Îl voi întinde cât de subțire pot cu ajutorul sucitorului.
După care, cu ajutorul mâinilor, cu dosul palmelor, începem să întindem acest aluat. Trebuie să avem loc de jurul împrejurul mesei. Am întins foaia foarte, foarte subțire. Voi presăra acum pe smet amestecat cu scorțișoară pe toată suprafața foii. După ce am așezat pe smetul, așez merele. Pe o laterală a foii, cam așa, și acum, folosindu-mă de fața de masă, voi rula strudelul. Mai tragem de fața de masă. Perfect! Am așezat strudelul în tavă, tavă în care am pus și hârtie de copt. L-am așezat sub formă de U, îl voi unge cu puțin ulei, voi puteți să-l ungeți chiar și cu unt. Al meu până la urmă a ieșit un desert de post, pentru că nu am folosit ingrediente de origine animală. Dar chiar și așa va ieși delicios. Am pornit cuptorul, este deja încins la 180 de grade, 180-190 de grade. Perfect, voi introduce acum strudelul în cuptor până când se va rumeni frumos deasupra. Așa arată strudelul, tot mai scos din cuptor, este foarte fierbinte. În ultimile 5 minute l-am uns cu miere pe deasupra pentru a prinde culoare mai frumoasă. Îl voi lăsa acum să se răcească, după care îl vom putea porționa și servi. Strudelul cu mere este gata de a fi servit, s-a răcit, l-am pudrat cu zahăr și acum îl vom savura alături de cei dragi. Atât pentru astăzi, până data viitoare, nu uitați să fiți veseli!